7, erau 40 de paturi în spital și 13 salariați, inclusiv portarul. Mare specialist, bunicii dumneavoastră, că dumneavoastră nu ați auzit de el, știu că veneau și din alte județe și se duceau la el ca la, pardon, iertați, ca la biserică. Prin forțele proprii, din banii lui, a făcut un pavilion la spitalul de lângă Pasarele. A făcut un cămin de studenți, tot din banii lui, la București. Baie orășenească sau comunală, nu știu cum se numea atunci, cu banii lui, a ajutat la înființarea școlii de grefieri și de meserii de la vădeni, a contribuit la înființarea școlii comerciale, liceului comercial din Târgu Jiu, unde din banii lui a acordat 15 burse elevilor meritoși. Ministrul, când a fost inaugurată școala pedagogică, școala normală se numea atunci, ministrul Angelescu a spus în cuvântul lui că meritul cel mai mare nu e al lui, ci al lui doctorul Hasnăș. A fost prefect, deputat și senator. Era o fire, o construcție firavă. Este impresionant cum a putut să facă atâtea lucruri. Sunt convins că nu se va mai găsi sau nu va mai apărea un doctor care să reușească atât cât a reușit el. În materie de chirurgie vreau să spun că atunci chirurgii făceau de toate. El opera și cataractă, opera și tumori genitale, făcea și trepanații craniene. Spitalul sau din Târgu Jiu era unul dintre cele mai bune din țară, recunoscut de Ministrul Sănătății. Am făcut acest demers în martie, unde am expus toate meritele acestui doctor. Nu s-a reușit nimic. Am mers la Consiliul Județean de la domnul profesor Nichifor, la primărie la domnul Tudor, am lăsat materialele acolo. Miercurea trecută a apărut în presă o nouă rugăminte de-a noastră și același articol din martie, prețuire înaintașilor. Este păcat că această legendă a medicinii românești, aș putea să spun, să dispare, să-i dispare numele. Adică mi se pare normal, logic, ca în loc de banalul Spital 700 să se numească Spitalul Nicolae Hasnăș. Sper să fiu ajutat în această, chiar dacă sunt aici din Cărbunești, sunt din Târgu Jiu, să fie luată în seamă această propunere și această dorință noastră, nu numai a mea, a mai multor doctori care știu, își amintesc și au auzit de dr. Hasnăș. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim domnul dr. Bunteanu pentru proiectul dumnealui și poate domnul președinte al Consiliului Județean sau domnul primar se vor abate asupra lui și vor ajunge la o concluzie cea mai corectă. Până la urmă, important este spitalul la care muncim și trăim noi. Este important, domnule, pentru că comunitatea noastră este săracă. Comunele din jurul nostru sunt sărace. Oamenii au îmbătrânit și au nevoie din ce în ce mai mult de asistență medicală, pe care noi până astăzi, cu cinste și demnitate, chiar profesionalism desăvârșit, le-o dăm. Ar fi bine ca și de acum înainte să facem lucru. Dacă tot domnul doctor a pomenit că era o linie de gardă și 12 medici, dumneavoastră are dreptate. Dacă ar fi să facem o comparație, ar fi următoarea. Între tabla pusă pe acoperiș de părintele spitalului nostru, pe acoperișul bisericii, și tabla care este pe partea administrativă. Cam asta este deosebirea dintre ce a fost înainte și ce este acum în cadrul spitalului nostru. Prin
venirea medicilor tineri care au fost și sunt dornici de performanțe, prin creșterea numărului lor, mea lui are dreptate, au fost 12 medici. În 2004 eram 16 medici, dintre care doi erau pensionabili, doctorul Duminică și doctorița Ciobescu. Astăzi am ajuns la cifra de 99 și peste 4-5 zile depășim cifra de 100. Cu toate că mai suntem și, așa, între ghilimele, pipiniera Spitalului Județean. 1, 2, 3, 4, 5 dintre noi mai ajungi la Spitalul Județean. Am ajuns aici, dar este greu să ne menținem, pentru că cerințele sunt din ce mai mari, posibilitățile spitalului sunt mici, așa cum spunea și domnul primar, ale orașului sunt mici. Oamenii au fost obișnuiți cu un nivel înalt al asistenței medicale. Este foarte greu să-i dezobișnim de acest lucru și ar fi păcat că a ajuns la acest nivel ca într-o zi, două sau eu știu, cândva să clacăm să nu mai fi spital de urgență sau să nu mai fi spital de nivel 3. Ar fi păcat pentru oamenii care vin din urmă, pentru pacienți și pentru toți care și-au pus speranța în acest spital. Dacă cineva mai dorește, dintre colegii mei, uite, dacă mă uit în față, văd două doctorițe tinere care, trei, care au avut și au un cuvânt de spus în activitatea medicală din acest spital. Sau sunteți emotive? Bine, vă mulțumesc. După ce se încheie această ceremonie, vă rugăm 10 minute, un sfert de oră, 20 minute, că trebuie să stați prin secțiile, mă refer la partea de oameni care au fost invitați, în care ați lucrat, după care ne întâlnim la partea, eu știu, de masă, de cinstirea cu un pahar, la domnul Zorlescu. Vă mulțumesc și nu în ultimul rând vreau să îmi mulțumesc părinților care astăzi știu că erau o zi deosebită la bisericilor dumnealor, erau slujbe, și să mulțumesc, sau prea puțin a spune mulțumesc, în alt preasfinției sare, care nu odată de foarte multe dăți și lucru care se pot spune și care nu se pot spune, dumnealui a fost alături de mine și mi-a dat multe sfaturi. Poate mulțumirile mele sunt prea puține pentru ce a făcut dumnealui și chiar pentru spital și vă mulțumesc încă o dată tuturor oamenilor care lucrați în acest spital. Fără dumneavoastră nu puteam să ajungem unde suntem astăzi. Mulțumesc! Am uitat să spun ceva. Lângă noi, care de fiecare dată din partea vieții medicale să află Domnul Nesfântul, care într-un volum a apărut acum vreo 4-5-6 luni, nu știu exact, dumnealui poate spune, eu v-aș invita și vă rog, dacă vreți, să cumpărați acest volum. Este un, sau câteva paragrafe și despre spitalul din această localitate și din județul Gorj. Îi mulțumesc pe această localitate.